Sunt cu Dave Batz și vorbim despre rugăciune. Dave ne-a învățat multe lucruri importante. La început ne-a învățat că rugăciunea izvorăște dintr-o relație cu Dumnezeu, cu intimitatea cu El, conversăm cu El. Și este minunat, Dave, un lucru pe care Așa poate e. oamenii îl înțeleg greșit și cred că trebuie să-l lămurim. Și anume, spunem, nu este doar pentru mine, ci Așa mă e. focalizez pe Dumnezeu și mă rog pentru alții. Și te întreb, îi pasă de mine? Da... Când Isus și-a învățat ucenicii să se roage, Isus i-a învățat să se concentreze asupra lui, iar după rugăciunea împărăției, așa cum am discutat în ultima lecție, apoi i-a învățat să se roage. de ne pâinea cea de toate zilele. Dumnezeu ne împlinește nevoile. Deci, când ne concentrăm asupra lui și ne rugăm pentru alții, care este locul nevoilor noastre înaintea lui Dumnezeu? Vorbind în general, e important să te rogi pentru nevoi, dar vreau să vedem unde plasează Isus. Adică la încheiere. ocupă de închinare. roagă pentru împărăție. Apropo, te invit să mă rogi să mă îngrijesc de nevoile tale. De obicei le așezăm invers. Și grosul rugăciunii noastre este despre noi. Dacă vrem să-L vedem pe Dumnezeu lucrând cu putere în viața noastră, cred că trebuie să reașezăm lucrurile în ordinea lui Isus. Ne concentrăm la Domnul ne concentrăm la împărăție și apoi înțelegem că ne invită, nu cu părere de rău, nu ca și când n-ar avea de ales, nu, 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 El este Tatăl, e Cel ce ne iubește, e Cel care ne invită în mod literal să venim în prezența Lui și ne spune copile, de ce ai nevoie? Ce anume ai nevoie să se întâmple în viața ta și eu pot face? Vreau să spun că eu, personal, Cred că Domnul ne-a învățat asta, pentru că dorește să dezvoltăm un stil de viață în dependență. Nu independență. Dependență. Avem tendința, noi oamenii, să gândim în felul următor. Voi lucra din greu, voi face asta și asta și asta, voi purta de grijă familiei, voi face cu tare sau cu tare lucru? Da, mă voi ruga. Dar, în esență, o să mă descurc fie că Dumnezeu face ceva sau nu. Și aceasta este o situație deosebit de periculoasă în care să trăiești. Învățăm să ne credem în noi și nu descoperim lucrurile minunate pe care Dumnezeu le are pentru noi. Învățăm să trăim o viață de dependență. Dependența apare însă dacă învățăm să cerem. De aceea Domnul Isus se referă la cel mai elementar lucru, pâinea zilnică. Am nevoie de hrană. Am neapărată nevoie de ea. În deoseb, acum 2000 de ani, pâinea era alimentul de bază. Oamenii aveau nevoie de grâne ca să trăiască. Atunci când vorbește despre pâinea zilnică, evident nu spune cere doar pâine, ci se referă la necesitățile vieții. Nu se referă la lux. Domnul Isus nu vorbea despre tată, tată, dă-mi dă o, dă o vilă, o vilă impunătoare sau dăm bogății mari. Nu despre asta e vorba. Nu spun că uneori Dumnezeu nu face astfel de lucruri extraordinare, dar despre ce vorbim aici, învățătura lui Isus, este fi dependent de mine. Pentru lucrurile de bază mă voi îngriji de tine. Dă-mi voie să spun câteva întrebări și aș vrea să comentăm pe marginea lor, ok? Când Isus i-a învățat pâinea noastră cea de toate zilele, i-a învățat după vie împărăția ta. Când începi să te rogi pentru împărăție, începi să ceri imposibilul. Așa este. Pe care știi că nu poți să-l faci. Nu poți aduce oameni la Hristos. Nu poți aduce trezire în comunitate. Începi să te rogi pentru lucruri care te depășesc și atunci intri pe tărâmul credinței. Când începi să te rogi pentru aceste lucruri, nevoile cresc. Pentru că nu mai sunt doar ale tale. Exact ca prietena despre care vorbeam, văduva. Ea se roagă pentru nevoile ei, dar acum nevoile ei au crescut pentru că se roagă ca împărăția să vină în viețile copiilor. Deci, să vorbim de această legătură. Comentează puțin, apoi vom merge la a doua idee. Da, este absolut adevărat. Știi rugăciunea aceea veche care se folosea adesea, rugăciunea lui Aibeț? Doamne, lărgește teritoriul sau lărgește hotarele. Ideea este, datorită a tot ceea ce faci tu, Doamne, am nevoie de mai mult spațiu. Am mai multe de lucru aici, datorită felului în care m-ai binecuvântat deja, pentru că m-am rugat pentru împărăția ta, m-am rugat să faci ce vrei tu, ce ai pe inimă. Acum, Doamne, nevoile nu mai sunt cum erau înainte. Cred că aceasta este o foarte corectă înțelegere. Uneori ne trezim rugându-ne pentru mai mult decât nevoile noastre, pentru că deja ne-am rugat pentru împărăție. Okay. Acum, al doilea lucru de care am vrut să te întreb, pentru că l-ai menționat, era. Nevoia noastră, nevoile noastre de bază, nu în mod necesar dorințele noastre, totuși există un verset, încredete în Domnul și El îți va da ce dorești. Așa este. Dar care este diferența dintre împlinirea nevoilor tale de către Dumnezeu și dorințele tale, care nu sunt nevoi, deci cum facem diferența dintre ele și cum ne rugăm? În primul rând, la un nivel foarte practic, în asta toți suntem diferiți. Și toți suntem într-un proces de învățare. Toți călătorim împreună pe drumul acesta. Nu-i ca și cum toți ajung în același loc în același timp. Sau fiecare primește de la Dumnezeu aceleași lucruri. Acesta nu este un tipar, e o relație. Te încrezi tu în tatăl? Nu, te încrezi în tatăl tău. Tatăl tău ceresc, se va îngriji de tine și se va îngriji de tine în așa fel încât te uiți la altcineva din familia ta care pare să aibă mai multe ca tine, iar tu nu ai așa multe lucruri. Te vei încrede în el. La asta se reduce totul. Când începem să vorbim despre cantități, cred că am virat înspre o zonă periculoasă. Pentru că în cele din urmă nu este despre cât de multe primesc eu, nici măcar ce anume. Ai citat acel verset, și cred că este un verset potrivit să ne uităm la el. Domnul îți va da tot ce ți dorește inima. Ce îți dorești? Ce dorești cu adevărat? Rugăciunea împărăției întâi! Te rogi rugăciunea împărăției și vei descoperi că te rogi. Cum s-a rugat David, în Psalmul 27 cu 4. Un lucru cer de la Domnul. Și îl doresc fierbinte. Să locuiesc în casa ta, toată viața mea, să privesc frumusețea Domnului în templul tău. Asta este rugăciunea omului după inima lui Dumnezeu, care a spus: Ce-mi doresc cu adevărat? Ești tu, Doamne, tu ești ceea ce-mi doresc. De aceea sunt pe deplin asigurat că-mi vei da tot ceea ce-mi doresc, pentru că ceea ce-mi doresc este sfânt și pur și este cel mai bun lucru pe care mi-l poți da. Ești tu, tu însuți. Este prezența ta. Să umblu zilnic cu tine. Doamne, poți să păstrezi banii. Ceea ce îmi doresc cu adevărat ești tu. Știi, mi-am amintit în timp ce vorbeai că Apostolul Pavel zice Sunt mulțumit. Fie sătul sau flământ. În belșug sau lipsă. Așa este. Sunt bine. Domnul are grijă de mine. Și cred că uneori avem tendința de a ne compara. Și uităm, cum ai spus, că el lucrează diferit, în oameni diferiți, în momente diferite. Oh, dacă am putea pricepe asta, poate că există cineva pe care Domnul l-a făcut multimilionar, pentru că va avea impact asupra oamenilor și va face lucruri pe care nimeni nu poate să le facă. La asta l-a chemat Dumnezeu. Dar poate altcineva e sărac, sărac de tot, dar îl iubește pe Isus. Amândoi sunt în împărăție? La fel, dar Dumnezeu le împlinește nevoile în funcție de scopul său. Dacă săracul n-ar fi sărac, nu ar fi în mijlocul săracilor, iar acei oameni n-ar avea Duhul Sfânt printre ei. Deci, El lucrează noi, așa că să fim mulțumitori și să realizăm că Dumnezeu va împlini fiecare nevoie pe care tu o ai. Pentru că Biblia spune, Dumnezeul meu va îngriji de toate nevoile tale după bogăția sa în slavă în Hristos Isus. Deci El va purta de grijă, adu-le la El, nu te teme, vino la El, te iubește, ești copilul său.